Bună ziua, dragile și dragi profesori! Pe parcursul materialului de astăzi vom rezolva împreună problema 5 din testul de antrenament 3, evaluare națională 2022. Această problemă spune că în figura alăturată este reprezentat dreptunghiul ABCD cu AB egal 20 de cm, AD egal 15 cm, dreptele AC și BD se intersectează în punctul O, iar E și F sunt situate pe dk, astfel încât d, e și fk sunt egale cu 5 cm. Așadar, la punctul A, ni se cere să determinăm, de fapt, să arătăm că sinusul unghiului abd este egal cu 3 pe 5. Triunghiul BAD este dreptunghic. Așadar, sinus de abd este egal cu cateta opusă AD supra ipotenuză BD. Însă ipotenuza BD nu o cunoaștem. Aplicăm teorema lui Pitagora și vom scrie că BD pătrat este egal cu AB pătrat plus AD pătrat. BD va fi egal cu radical din 400 plus 225, adică radical din 625, 25 de centimetri. Așadar, sin de ABD va fi egal cu 15 supra 25, simplificăm prin 5 și obținem 3 pe 5, ceea ce trebuia demonstrat. La sub punctul B al problemei, ni se cere să calculăm lungimea segmentului OI, unde I este punctul de intersecție a lui BE cu AF. Așadar, știm că dE are lungimea 5 cm fk 5 cm, iar dk cu ab sunt egale cu 20. În concluzie, prin diferență de segmente, f are lungimea 10 cm. Observăm deci că DF este egal cu KE, egal 15 cm, însă și AD egal cu BC, egal tot cu 15 cm. Unghiurile D și K sunt unghiuri drepte. Așadar, triunghiurile ADF și BKE sunt triunghiuri dreptunghice isoscele. Deci, măsurile unghiurilor AFD și BEC sunt egale cu 45 de grade. Putem afirma așadar că triunghiul EIF este dreptunghic isoscel. Construim înălțimea în triunghiul DOC. Deci, fie OP, perpendicular pe DQ. Triunghiul DOC fiind isoscel, rezultă că P este mijlocul lui DQ. Dar DE cu FQ sunt egale, așadar P va fi și mijlocul lui e F. Deci, IP este mediană în triunghiul dreptunghii chisoscel E, I, F. Deci, IP va fi și perpendicular pe EF. Păi dacă IP e perpendicular pe EF și OP era perpendicular pe EF, rezultă că O, I și P sunt coliniare. Așadar, OI îl putem calcula ca diferența dintre OP și IP. IP fiind mediana în triunghiul EIF este jumătate din ipotenuză, adică F pe 2, 5 cm. OP, O este mijlocul lui AC, P este mijlocul lui DC, deci OP este linie mijlocie în triunghiul ADC. Deci OP este egal cu AD pe 2, adică este egal cu 7,5 cm. Exact cum am spus și mai devreme, OI va fi egal cu diferența dintre OP și IP, adică va fi egal cu 7,5 minus 5 și anume 2,5 cm. Și astfel am rezolvat problema. Mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine! La revedere!